Temperaturile anormale din iarnă, seceta de peste 7 luni și înghețurile din primăvară au afectat puternic grâul de toamnă. E motivul pentru care unii producători au majorat prețurile la grâne cu până la 15%. Și făina s-a scumpit, iar asta va duce la creșterea prețului pâinii, susțin brutarii care spun că prețurile actuale pot fi păstrate doar până la epuizarea stocurilor de materie primă din prezent. Grâul e compromis, practic, la 70-80%. Prețul normal ca să poată fermierii să activeze în continuare, am zis că e 3,50-3,60 de bani. Ce, că acum e mai ridicat o leacă decât cum se da, față de toamnă e mai ridicat. Pentru a nu avea pierderi, și intermediarii au crescut adaosul comercial până la 30%. Acum e în jur de 3,80-3,90, grâul mai bun chiar la 4 lei. Făină autohtonă de se vindea de la 5,40-5,70, acum este în jur de 6 lei, 6,20, în funcție de calitate, de la 6,50-7 s-a ridicat la 7,50. Unii producători din domeniul panificației nu exclud majorarea prețurilor după epuizarea stocurilor. Este o componentă de preț din lanțul de prețuri care formează un produs de panificație sau de patiserie și are un impact direct. Dacă statul ar intra în rezervele de grâne, situația s-ar normaliza, spun reprezentanții industriei de panificație. Ministrul Agriculturii Ion Perju nu a răspuns la apelurile noastre insistente. Responsabilul de serviciul de presă, Ecaterina Grigorean, susține că stocurile sunt suficiente pentru a asigura securitatea alimentară a țării până la sfârșitul anului. Anterior, atât premierul cât și ministrul Agriculturii spuneau că deocamdată nu sunt motive pentru majorarea prețului la pâine. Și asta deoarece majoritatea întreprinderilor mari de panificație au contractat cantitatea necesară de materie primă la prețuri vechi. Toamna trecută, agricultorii moldoveni au semănat grâu pe o suprafață de peste 300.000 de hectare.